Binecuvântat să fie Domnul! Dragilor, mă bucur tare mult că vă revăd. După un anumit timp, anul trecut în august, am fost la dumneavoastră și a fost un har de la Dumnezeu și ne-am bucurat împreună și mulțumesc tare mult lui Dumnezeu că în dimineața aceasta îmi dă onoarea să fiu împreună cu dumneavoastră la închinare. Am vrea să deschidem scripturile în Noul Testament, la cartea scrisă de Pavel Colosenilor. Și o să citim din Coloseni, capitolul 2, de la versetul 6 la versetul 15. Coloseni, capitolul 2, de la versetul 6 la versetul 15. Astfel, dar după cum ați primit pe Hristos Iisus, Domnul, așa să și umblați în El. Fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgirile de șartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoarele lumii și nu după Hristos. Căci în El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Voi aveți totul deplin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. În El ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești. Fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morți. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească, netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșelile. A șters zapisul cu poruncile Lui care stătea împotriva noastră și noi eram potrivniși și l-a nimicit pironindu-L pe cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Amin. Vă rog respectuos să ocupați locurile. Este o mare bucurie și o mare sărbătoare să stăm înaintea lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Și pentru că Dumnezeul nostru este viu, noi putem să-L lăudăm pe El în dimineața asta. Toată strângerea care este în dimineața aceasta, în locul acesta, arată încă o dată că Dumnezeul nostru este viu în vecii vecilor, slăvit să fie El. Spunea Pavel la un moment dat corintenilor că El nu vrea nimic altceva în sânul bisericii decât să-L vadă pe Iisus Hristos Domnul și pe El răstignit. Pentru că dacă n-ar fi Hristos Domnul și El răstignit în mijlocul nostru, ar fi doar o strângere a oamenilor care nu ar avea niciun efect, nici în inima noastră, nici în viața noastră, dar nici în împărăția lui Dumnezeu. Dar pentru că Iisus Hristos Domnul este printre noi, lăudat să fie numele Lui, întâlnirea noastră în dimineața aceasta are efect în inimile noastre, în mințile noastre, în viețile noastre și cred din toată inima că pentru fiecare dintre noi va avea efect și în împărăția lui Dumnezeu, glorificat să fie Domnul. Pentru că, dragilor, Iisus Hristos Domnul vine în mijlocul nostru și este în mijlocul nostru, împlinindu-și promisiunea pe care El a făcut-o pentru noi. Și a spus că acolo unde este înălțat numele Lui, acolo unde este chemat numele Lui, acolo unde oamenii se strângă în unitate, acolo unde oamenii sunt plini de Duhul lui Dumnezeu, acolo unde oamenii vin și vor să-L înalțe pe Cel care a murit și a înviat, Iisus Hristos Domnul, El este prezent împreună cu ei, lăudat să fie El. Și noi în dimineața aceasta ar trebui să fim plini de bucurie. Dar mai plini de bucurie decât noi ar trebui să fie cei cinci care sunt în fața mea și în fața dumneavoastră. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cartea vieții. Și pentru că numele noastre sunt scrise în cartea vieții, noi ar trebui să fim plini de bucurie. Bucuria care vine de la Duhul Sfânt din interiorul nostru spre exteriorul nostru. Și din toată inima să spunem, cum spunea Sfântul Apostol Pavel, pentru că Iisus Hristos Domnul s-a smerit, pentru că Iisus Hristos Domnul s-a coborât, pentru că Iisus Hristos Domnul a murit și pentru că El a înviat, de aceea înaintea Lui se va pleca orice genunchi din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. A Lui să fie slava și gloria în vecii vecilor. Amin. În numele Lui Iisus Hristos ne-a ridicat în dimineața aceasta. Și am vrea să nu priviți la oameni, să priviți dincolo, pentru că Cel care schimbă inimile și viețile este unul singur, Dumnezeul Suprem. Dar dacă este cineva în seara aceasta, în dimineața aceasta, care încă nu s-a întâlnit cu Iisus Hristos Domnul, mă rog din toată inima ca Dumnezeu să continue cum a făcut prin cântare, cum a făcut prin cântarea copiilor, prin închinare, prin rugăciune. Mă rog din toată inima ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să transforme inimile celor care încă nu sunt mântuiți. Și Dumnezeu să ridice oamenii la mântuirea care este dată de Iisus Hristos Domnul. Și când Hristos Domnul va veni,
să-și audă și ei numele și acolo când vom fi cu toți în împărăția lui Dumnezeu, așa cum spunea cuvântul lui Dumnezeu, Moise s-a uitat la Dumnezeu și a spus, Doamne, eu nu vreau nici o unghie să nu rămână în Egipt. Și Dumnezeu a împlinit promisiunile, pentru că El, Dumnezeu, și astăzi poate ierta păcatele, slăvit să fie El. Pe calea aceasta vreau să-i mulțumesc tare mult pastorului Daniel Martin pentru invitație. Frate păstor, Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă însoțească și Dumnezeu să lase ca Duhul Sfânt să vă fie acoperământ și dumneavoastră ca biserică să spuneți în toată inima, amin. Amin. Pentru că Dumnezeu, dragilor, ridică oamenii care să slujească împărăției Lui, nu pentru că ei sunt mai buni, nu pentru că ei sunt mai inteligenți, ci pentru că este harul lui Dumnezeu. De aceea, lăudați să fie Domnul în toate. Și acum spunea păstorul Martin, eu vin din Brăila, prin harul lui Dumnezeu slujesc în biserica Betel din Brăila, pe calea aceasta vă transmit salutul păstorului coordonator Aurel, harul și pacea lui Dumnezeu să vă însoțească. Iar salutul bisericii noastre, să știți că se împlinește astăzi. Luca 19:10, fiindcă Fiul omului a venit să mântuiască tot ce era pierdut. Și vedem în dimineața aceasta că sângele lui Iisus Hristos nu murdărește nimic altceva, ci sângele lui Iisus Hristos totul face alb, lăudat să fie El. Mă bucur tare mult când văd oamenii în alb și mă bucur tare mult când văd oamenii care se întorc la Dumnezeu. Mă bucur tare mult când văd că oamenii întorc spatele lumii și se uită cu fața spre Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu, de aproape 12 ani slujesc ca misionar în închisorile din România. În fiecare zi, de luni până vineri, și dimineață și după amiază, prin harul lui Dumnezeu merg în câte o închisoare din România și vestim cuvântul lui Dumnezeu. Dragilor, sângele lui Iisus Hristos are și astăzi putere să ierte păcatul. Prin harul lui Dumnezeu am văzut mulți oameni întorși la Dumnezeu, mulți oameni vindecați, trupește și spiritual. Dar cea mai mare bucurie a mea este atunci când oamenii întorc spatele răului, păcatului, întunericului și spun da lui Iisus Hristos. Dragilor, cea mai mare bucurie și cea mai mare alegere pe care voi ați făcut-o este că îl urmați pe Iisus Hristos Domnul. Sunt multe alegeri importante pe care le facem în viața noastră. Sunt multe alegeri importante care le facem pentru familiile noastre. Dar cea mai puternică alegere este că noi ne dăm viața în mâna lui Dumnezeu. Pentru că alegerea aceasta, dragilor, cu alegerea aceasta ne vom întâlni în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, din toată inima să spunem, lăudați să fie Domnul că învierea lui Iisus Hristos Domnul se manifestă și astăzi în Biserica Râul Sfânt. Și dacă cineva n-a crezut că Iisus Hristos este Domnul și că Iisus Hristos este viu, să se uite la cei cinci. Nimeni din lumea aceasta nu poate schimba mintea unui om. Nimeni din lumea aceasta nu poate schimba viața unui om. Nimeni din lumea aceasta nu poate transforma familiile, nu toate poate transforma inimile noastre, ci unul singur, Iisus Hristos Domnul. Dar știți de ce? Că a existat o cruce care a rămas goală, dar a existat un mormânt care a rămas gol. Multe cruci au fost pline și au rămas goale. Multe morminte au fost pline și au rămas pline, dar unul singur a rămas gol. Mormântul lui Iisus Hristos, Domnul, glorificat să fie El. El este Domnul, El este Dumnezeul, El este Împăratul și în numele Lui ne închinăm, lăudat să fie El în veci. M-am bucurat așa de mult când am auzit că dumneavoastră vă rugați și susțineți lucrarea de misiune. Dragilor, din toată inima vă spun și nu sunt subiectiv, din toată inima vă spun, tot ce investiți pentru Dumnezeu și pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu, pentru mântuirea oamenilor, nu veți pierde. Și cu tot ceea ce investiți pentru împărăția lui Dumnezeu, vă veți întâlni împărăția lui cu ele. Dumnezeu să vă dea acea inimă bună în continuare și să vă păstreze în harul său și în Duhul său cel sfânt. Și din toată inima dumneavoastră, cu darul pe care Dumnezeu vi l-a dat, cu înzestrarea pe care Dumnezeu v-a dat-o, să mergeți mai departe spre împărăția lui Dumnezeu. Să mergeți mai departe spre lăudarea numelui lui Dumnezeu. Să mergeți mai departe dorind din toată inima ca cei mai mulți, mulți oameni să audă cuvântul lui Dumnezeu. De aceea mă rog din toată inima să vă rugați pentru misionari, să vă rugați pentru familie, să vă rugați pentru slujitori și să vă rugați din toată inima ca Dumnezeu să nu-i părăsească niciodată și ungerea Duhului Sfânt să fie întotdeauna peste ei. Pentru că, dragilor, avem nevoie de rugăciunile dumneavoastră. Ceea ce se vede înaintea dumneavoastră probabil pare frumos, dar în spatele a ceea ce se vede este multă luptă. În spatele ceea ce se vede sunt multe atacuri. De aceea mă rog din toată inima să înțelegeți că eu pot sta înaintea dumneavoastră în dimineața aceasta pentru că mulți dintre dumneavoastră și mulți alții se roagă pentru mine, glorificat să fie Domnul. De aceea în dimineața aceasta, dragi, am vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Era la un moment dat la universitate în București, și prin harul lui Dumnezeu sunt în anul 2 într-un program de doctorat în teologie și erau acolo mulți oameni. În facultatea aceea de romano-catolică, sunt mulți oameni care cumva vor să studieze teologia, sunt mulți oameni care vor cumva să studieze cuvântul lui Dumnezeu. Și la un moment dat, ca și o tradiție în biserica romano-catolică, oamenii se salută ori de câte ori se văd.
Fie că sunt pe stradă, fie că sunt la piață, fie că sunt în supermarket, fie că sunt în biserică, fie că sunt oriunde sunt ei la lucru, când se întâlnesc unii cu alții, da, se salută, slăvit să fie Iisus. Dar pe lângă slăvit să fie Iisus, oamenii mai adaugă ceva. Și Maria. Noi am vrea seara în dimineața aceasta, dragilor, să-L slăvim doar pe Iisus Hristos Domnul. Să nu slăvim niciun om, pentru că spune Pavel că s-a uitat în urma lui și spune cuvântul Dumnezeu că el s-a uitat în tot ceea ce avea. Cel mai mare rabin care urma să devină, un om care studia la picioarele lui Gamaliel, un om care avea o cunoștință deosebită, un om care avea o poziție, un om care avea influență, un om care avea cam tot ce îi trebuia în vremea aceea, spune Biblia, ca să ocoti totul ca un gunoi, ca să-L cunoască pe cine? Pe Cel care a înviat, Iisus Hristos Domnul, binecuvântat să fie El. Bucură-te că Iisus Hristos Domnul a înviat și te-a înviat și pe tine la o viață veșnică. În dimineața aceasta, dragi, uitându-ne la Dumnezeu, uitându-ne la Pavel, care scrie pe Epistola Coloseni, uitându-ne la noi, uitându-ne la ceea ce vedem înaintea noastră, acești trei oameni ai lui Dumnezeu îmbrăcați în alb, ar trebui să învățăm câteva lucruri. Trei lucruri am vrea să învățăm în dimineața aceasta. Dragilor, v-ați pornit în dimineața asta spre împărăția lui Dumnezeu cu un mai mare avânt. V-ați decis în dimineața asta să-L iubiți pe Dumnezeu din toată inima. Și pentru că ați decis lucrul acesta, în dimineața asta veți mărturisi înaintea martorilor văzuți și nevăzuți că Tatăl vostru de acum este Dumnezeu, că tot ceea ce veți face este după voia lui Dumnezeu, că vă veți lupta ca fiecare pas pe care îl faceți să-l faceți pentru împărăția lui Dumnezeu. De aceea în dimineața aceasta mesajul că l-am intitulat Credincios până la capăt. Am vrea împreună cu ei, dragilor, și cu mine să fim credincioși până la capăt. Îmi aduc aminte acum 18 ani când am încheiat legământ în apa botezului. A fost acolo în apa botezului și am mărturisit că Iisus Hristos Domnul este Tatăl meu. Că de acum încolo voi mărturisi că El este Cel care a înviat din morți și m-a mântuit pe mine. Că eu voi mărturisi în fiecare zi și orice pas pe care eu îl fac, îl voi face pentru slava lui Dumnezeu. În lumea aceasta noi nu suntem perfecți, dar slăviți să fie Dumnezeu, că spune Biblia. Ioan 1:9, dacă vă mărturisiți păcatele, El este credincios și drept să vă ierte de orice nelegiuire. Noi astăzi putem avea iertarea lui Dumnezeu datorită învierii lui Iisus Hristos, glorificat să fie El. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu prin omul său, copilașul Ioan, eu vă spun, vă sfătuiesc să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit din Râul Sfânt în dimineața aceasta și nu-i niciunul care să nu păcătuiască, eu vă spun, spune Ioan, că avem la Tatăl un mijlocitor, prin El avem viața, iertarea și eliberarea, prin El avem viața veșnică. De aceea, pe baza acestei promisiuni, din toată inima în dimineața aceasta, împreună cu ei, să ne rededicăm lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, de acum încolo, eu mă voi lupta să fiu credincios până la capăt. Amin. Iar capătul, dragilor, nu se sfârșește cu o slujbă. Capătul se sfârșește când Iisus Hristos Domnul va veni pe norii cerului și va spune, vino, slugă bună și credincioasă, să moștenești împărăția cerurilor care ți-a fost pregătită înainte de întemeierea lumii. Pentru că Dumnezeu nu se uită la eticheta religioasă, ci Dumnezeu se uită dacă în inima ta, dacă în inima dumneavoastră, dacă în inima mea este Cel care a înviat din morți, Iisus Hristos Domnul. Și eu cred din toată inima că Iisus Hristos Domnul este în viața noastră, în inima noastră și cred din toată inima că Dumnezeul acesta va intra și în viețile altora, și în mințile altora, și în familiile altora și Dumnezeul acesta va uni familiile, va uni biserica, va uni oamenii într-unul singur care este capul Iisus Hristos Domnul. Pentru că de la El, dragul, vine puterea să mergem mai departe. Când ne uităm în Coloseni, Pavel acolo cumva se uită la biserica din Colose și începe să abordeze într-un mod frontal, într-un mod categoric, erezia din Colose. Dacă ne uităm în Colose, în Coloseni capitolul 2:4, Pavel spune Colosenilor, spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbirea măgitoare. Ne uităm la societatea în care suntem noi astăzi, dragilor, și ne uităm în jurul nostru și vedem că aceeași situație din Colose se întâmplă și cu noi. Acea situație din Colosie este și în vremea noastră, în secolul 21, în 2023. Oamenii de acolo, dragilor, conform pasajul care îl avem înainte de pasajul care am citit în dimineața aceasta, cunoașterea lui Hristos, spune Biblia, îl păzește pe credincios de erezie. Dacă vrem să ne păzim de erezie, de învățătură falsă, dacă vrem să ne păzim de datin omenești, dacă vrem să ne păzim de tot felul de idei care vin spre noi, ne spune Sfântul Apostol Pavel astăzi, să aveți grijă voi astăzi să nu cumva vreo idee amăgitoare să vă depărteze de Dumnezeu. Singurul care combate erezia este cunoașterea lui Iisus Hristos Domnul.
Iar cunoașterea lui Iisus Hristos, Domnul, dragul, o putem căpăta din cuvântul lui Dumnezeu. În pasajul acesta de față, Pavel vorbește despre Hristos și ceea ce trebuie să cunoască oamenii aceștia care citesc din Biblie despre Hristos. Uitându-ne la noi și uitându-ne la ce face Pavel în Colose, dragul, Pavel abordează direct problemele care se confruntă colosenii. Și el începe la un moment dat, dacă ne uităm în Scriptură, cu acest imperativ, luați seama. Când cineva îți spune luați seama, îți atrage atenția. Pavel se uită la Coloseni și spune: oameni buni, voi sunteți răscumpărați de Iisus Hristos Domnul. Voi sunteți oameni ai lui Dumnezeu. Voi sunteți oameni care moșteniți cerul. Voi sunteți oameni iertați. Voi sunteți oameni răscumpărați. Voi sunteți astăzi îmbrăcați în haine albe, pentru că Iisus Hristos Domnul v-a scris numele în cartea vieții. Să nu cumva să fiți clătinați în stânga și în dreapta de o grămadă de erezii. Aveți grijă, luați seama, pentru că diavolul se luptă și răgnește ca un leu, nu că este un leu. Singurul leu despre care spune Biblia este leul din Iuda, Iisus Hristos Domnul. Și diavolul răgnește ca un leu să răpească și să smulgă pe cei aleși. Și spune Pavel cu alte cuvinte: luați seama, oameni buni, că voi sunteți oamenii lui Dumnezeu. Luați seama și fiți înrădăcinați în credința aceasta, că cel care a rostit un cuvânt în dreptul tău, iertat, tu ești iertat pe deplin. Nu mai asculta șoapta diavolului, că Iisus Hristos este Domnul. Și spune Dumnezeu Colosenilor, spune noi astăzi, luați seama Coloseni 2:8, ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire de șartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoarele lumii și nu după Hristos. Dragilor, mântuirea unui om, mântuirea acestor oameni dinaintea noastră, mântuirea noastră, mântuirea fiecăruia dintre noi, nu a fost dată datorită capacităților noastre intelectuale, n-a fost dată datorită diplomelor noastre, n-a fost dată datorită rangului nostru, n-a fost dată datorită spițelor noastre de neam, ci a fost dată datorită lui Iisus Hristos Domnul. Că ne spune cuvântul lui Dumnezeu, pe când noi încă eram păcătoși, Iisus Hristos Domnul a murit ca noi să avem viață veșnică. Prin El avem iertarea, prin El avem restaurarea, prin El avem viața veșnică. Nu-i nimic în lumea aceasta să șteargă zapisul decât unul singur, Iisus Hristos Domnul, care a murit și a înviat, glorificat să fie El. Apocalipsa 7 spune la un moment dat că Ioan are o revelație mare și spune că a văzut o gloată care nu o putea număra din orice neam, din orice seminție, din orice norod și toți erau îmbrăcați, știți cu ce haine? În haine albe, lăuda să fie Iisus. Dar știți de ce? Pentru că haina albă, dragul meu, este semnul egalității. Înaintea lui Hristos nu contează cât de sus sau cât de jos ești în lumea aceasta, ci înaintea lui Hristos contează dacă ești mântuit sau nemântuit. Și oamenii aceștia îmbrăcați în haine albe spuneau ceva, că mântuirea este a Domnului Dumnezeului nostru. Mântuirea nu este a unei biserici, mântuirea nu este a unui cult, mântuirea nu este a oamenilor, mântuirea nu este a păstorilor sau a predicatorilor sau a misionarilor, ci mântuirea este a unuia singur, Iisus Hristos Domnul glorificat să fie El. Hristosul ăsta care intră în bisericile noastre, Hristosul ăsta care intră în inimile noastre, Hristosul ăsta care intră în întunecimea penitenciarilor din România, Hristosul ăsta care schimbă oamenii cărora nu le mai dă nimeni nicio șansă, numele Lui fie înălțat în dimineața asta. Și Dumnezeul acesta să aducă bucurie în inimile noastre. Aveți grijă, nu cumva să vă pierdeți în ideologiile lumii și în filozofiile lumii. Luați seama, pentru că, dragilor, ca și cei din Colose, noi ar trebui să înțelegem în dimineața asta că noi trebuie să mergem până la capăt. Știți de ce? Pentru că Iisus Hristos Domnul a mers până la capăt. Spune Pavel Efesenilor că Iisus Hristos n-a găsit ca un lucru de apucat să fiu deopotrivă cu Dumnezeu, ce s-a dezbrăcat de sine, s-a smerit într-o ascultare de plină, într-o ascultare de moarte și încă moarte de cruce. De aceea, Iisus Hristos Domnul a fost înălțat mai spre sus de orice nume. În dimineața asta îl glorificăm pe Dumnezeu și îi mulțumim din toată inima că El a ajuns până la capăt. Și capătul știți care a fost? Pe crucea din dealul iubirii cântăm noi la un moment dat. Acolo a fost Iisus Hristos Domnul răstignit. Și pe când era pironit pe cruce și când oamenii se uitau la ușă și îl batjocoreau, spune cuvântul lui Dumnezeu că El n-a văzut crucea, n-a văzut spinii, n-a văzut mormântul, n-a văzut piroanele, ci a văzut o seminție de urmași. A văzut oameni răscumpărați de El și acolo pe Golgota spune cuvântul lui Dumnezeu că a rostit o rugăciune puternică: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și la urmă spune Biblia că a rostit: s-a isprăvit. Știți ce s-a isprăvit? Judecata asupra noastră.
apăsarea păcatului asupra noastră. Pentru că Iisus Hristos Domnul a murit, s-a isprăvit cu judecata noastră, s-a isprăvit cu păcatul nostru. Dar pentru asta, în dimineața aceasta, ar trebui să ne uităm la El, spunem: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Doamne, ai milă de viața mea, de familia mea. Și din toată inima să lăudăm pe Dumnezeu, cei care am avut mi parte de mila lui Dumnezeu și de iertarea lui Dumnezeu. Spune: Doamne, îți mulțumesc că am fost un păcătos, dar pentru că Tu ai isprăvit totul, eu astăzi am viață veșnică. Și mă rog din toată inima, dragilor, să mergem până la capăt cu Dumnezeul acesta, pentru că nu-i mai mare bucurie să mergem cu Hristos Domnul până la capăt în biruința pe care El ne poate da. Când ne uităm, dragilor, în Coloseni aici, teza principală acestei epistole are două sintagme și am vrea să învățăm din acest cuvânt sfânt al lui Dumnezeu. Și sintagmele acestea sunt: așa cum ați primit și acum așa cum ați fost învățați. Așa cum ați primit și așa cum ați fost învățați. Evrei, capitolul 13 cu 7, spune în felul următor: aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Ne cheamă Dumnezeu astăzi să facem apel la rațiunea noastră și să facem apel la amintirile noastre și să ne uităm în urma noastră și veți vedea, dragilor, că cineva a fost odată lângă noi care ne-a spus atunci când eram căzuți, atunci când eram dărmați, atunci când nimeni nu ne mai băga în seamă, atunci când eram marginalizați, atunci când biserica probabil nu ne înțelegea, atunci când familia nu ne înțelegea, a fost cineva lângă noi care a spus: ești important. A fost cineva lângă noi care a spus: tu poți. A fost cineva lângă noi care a spus: tu ai șansă. A fost cineva lângă noi care a spus: tu te poți ridica. A fost cineva lângă noi care a spus: Iisus Hristos Domnul te iubește. Și cuvintele acelea au fost pline de viață, pentru că Duhul lui Dumnezeu lucrează prin cuvântul lui Dumnezeu. Și astăzi suntem aici în biserica lui Dumnezeu și se împlinește ce a spus cuvântul lui Dumnezeu prin Pavel. La întâiul meu cuvânt de apărare, spune Pavel în 2 Timotei capitolul 4, toți m-au părăsit, dar Iisus Hristos Domnul a rămas lângă mine, glorificat să fie El. Aduceți-vă aminte că Dumnezeu asta a făcut pentru noi. Dar mai spune ceva cuvântul lui Dumnezeu, nu vă opriți acolo. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire. Știți ce spune Pavel la final? Când îi scrie lui Timotei din temnița din Roma, spune: eu mă uit la mine, Pavel, și mă uit la Dumnezeu. Mi-am sfârșit alergarea. Am păzit credința. De acum așteaptă cununa, pe care nu mi-o va da un om, ci mă va da însuși Dumnezeu, glorificat să fie El. Dragilor, atât de frumos e cu Dumnezeu și atât de minunat e cu Dumnezeu. Pentru că, dragilor, dacă trăiești o viață frumoasă cu Dumnezeu pe pământul acesta, dacă stai în picioare drept și vertical pe pământul acesta, vechii greci, când se uita la om și vreau să definească omul, îl defineau omul antropos, adică omul vertical, omul care se uită în sus. Dacă tu stai drept în lumea aceasta, dacă tu ești vertical în lumea aceasta, nu prin puterea ta, ci prin puterea care dă cuvântul, prin puterea care dă Duhul Sfânt, prin bucuria care dă Duhul Sfânt, dacă stai vertical înaintea lui Dumnezeu pe pământul acesta și înaintea oamenilor, ascultați-mă, spune cuvântul lui Dumnezeu, când vei trece dincolo în lumea spirituală, în lumea veșnică, cineva se va ridica ca să te aștepte. Și asta nu o spune, ci nu o spune Biblia. În Faptele Apostolului, când Ștefan este omorât cu pietre, știi ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că Ștefan nu s-a uitat la pietrele care au fost aruncate spre el. Ce spune? S-a ridicat ochii spre cer și a spus: văd cerurile deschise și pe Iisus Hristos stând în picioare la dreapta Tatălui, glorificat să fie El. Pentru că, dragilor, pe sfinții lui Dumnezeu, când vor trece din lumea aceasta, se ridică Iisus Hristos Domnul înainte și te așteaptă. Eroii sunt așteptați cu onoruri în lumea aceasta. Eroii sunt așteptați cu oameni de seamă care stau drepți înaintea celor care s-au sacrificat. Dragilor, pentru dumneavoastră, pentru mine, pentru voi, când se va sfârși alergarea, nu se va ridica un președinte de stat, nu se va ridica un ministru, nu se va ridica nimeni din lumea aceasta, ci se va ridica însuși Iisus Hristos Domnul în picioare, că El se așteaptă eroi săi, își așteaptă răscumpărații săi, își așteaptă oamenii iertați, își așteaptă oamenii mântuiți. Și noi cântăm din toată inima: eroii slave vin acum acasă, noi cei care ați biruit în marele necaz, noi suntem oameni care biruim în necazul din lumea aceasta, datorită faptul că Iisus Hristos Domnul a biruit, că Iisus Hristos Domnul este viu, că Iisus Hristos Domnul este Dumnezeu și El se va ridica și ne va aștepta lăuda să fie El.
Spune Iov la un moment dat când era acolo pe grămadă de gunoi și se scărpina cu un ciop de sticlă, că avea o boală incurabilă, sporiazis în vremea aceea. Spune Biblia că el pe cenușa aceea, în greutățile vieții, în lumea în care era, cu prietene care îl batjocoreau, cu soția care îl batjocorea, stătea acolo de unul singur, dar spune cuvântul lui Dumnezeu la un moment dat: eu știu că răscumpărătorul meu este viu și el se va ridica odată pe pământ. Ascultă-mă bine ce spun în dimineața asta. Dacă ești împovărat, dacă ești căzut, dacă nu mai credință în Dumnezeu, dacă ți-ai pierdut credința, dacă tu crezi că Dumnezeu nu mai este pentru tine, dacă crezi că Dumnezeu nu te mai ascultă, spun în dimineața asta: Iisus Hristos Domnul este cu tine, că acolo unde ești, acolo unde e familia ta, cât de jos ai fi, Iisus Hristos Domnul te ridică. Dacă pe Iov l-a ridicat, te va ridica și pe tine în dimineața asta și vei spune din toată inima: eu știu că răscumpărătorul meu este viu, glorificat să fie El, pentru că ăsta e Dumnezeul nostru. Dacă Dumnezeu îi pune la capăt, ce să fac eu ca să trăiesc așa cum a trăit Iisus Hristos? Și Coloseni spune în versetul 6 și 7 că noi trebuie să continuăm să umblăm în Hristos și prin Hristos. În dimineața asta veți lua o decizie pentru Dumnezeu. Ați luat-o deja dinainte, dar acum o să vă proclamați în văzul tuturora. Vă spune Dumnezeu în dimineața asta: de acum încolo, umblați în Hristos și prin Hristos. Dragilor, cei care sunteți răscumpărați de Dumnezeu aici, umblați în Hristos și prin Hristos. Spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 6 și 7: astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus, Domnul, așa să și umblați în El, fiind rădăcinați și zidiți în cine? În El. Întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Dar ce înseamnă să umblu în Hristos și prin Hristos? Ce înseamnă asta? În Hristos, dragilor, ne spune Biblia că ne se revelează toată dumnezeirea. Dumnezeu ni se descoperă în Hristos și Dumnezeu ni se dăruiește în Hristos. A trăi în Hristos, a primi pe Hristos, nu înseamnă a primi doar o învățătură, oricât de sfânt ar fi ea. Înseamnă să-L primești pe Iisus Hristos însuși în viața ta. Spune Pavel la un moment dat că El și noi suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Și pentru că eu sunt ascuns în Hristos, în moartea lui Hristos și înviat prin Hristos, cu Hristos în Dumnezeu, satana, diavolul, iadul, demonii n-au nicio putere asupra noastră, pentru că cu noi și noi este Dumnezeu prin Duhul Sfânt, glorificat să fie El. Noi suntem în Hristos, prin Hristos, ascunși în Dumnezeu. Și noi astăzi avem puterea să mergem mai departe. Pentru că, dragul meu, numai întâlnirea cu Hristos te poate face biruitor. Întâlnirea cu o ideologie, cu o filozofie, întâlnirea cu o biserică, întâlnirea cu oamenii, întâlnirea cu orice vreți dumneavoastră în lumea aceasta, nu te poate face puternic cum te poate face întâlnirea cu Iisus Hristos, Domnul. Oamenii se duc. Bisericile se duc. Predicatorii se duc. Banii se duc. Sănătatea se duce. Cel care rămâne este Iisus Hristos, Domnul. Roman 11 cu 36 spune: din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Și mi-aduc aminte acum de rugăciunea lui Daniel, care trebuie să fie rugăciunea noastră în dimineața asta. Dacă vreau să umblu cu Hristos, dragilor, a umbla cu Hristos și prin Hristos, dar trebuie să-L ai în viața ta în orice decizie. În orice decizie. Și ce spune cuvântul Dumnezeu prin David? Spune că David, când se ducea undeva, spune, a întrebat pe Domnul. Dar Daniel, în robia babiloniană, face o rugăciune extraordinară. Spune, am văzut din cărți, din cartea lui Ieremia, că trebuia să treacă 70 de ani peste robia Babilonului. Și abia atunci Daniel se roagă lui Dumnezeu, că Daniel a înțeles. Când Dumnezeu spune un cuvânt, dacă Dumnezeu spune un an, un an este, dacă Dumnezeu spune o zi, o zi este, dacă Dumnezeu spune o oră, o oră este. Și Daniel s-a rugat și rostește o rugăciune extraordinară, Daniel, spune, nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dăm slavă pentru bunătatea Ta cea mare. Dar înainte, și ce spune Daniel? Noi am păcătuit, nouă ți trebuie să ne se umple fața de rușine, iar ție să-ți dăm toată slava. Dragilor, a umbla cu Hristos și prin Hristos înseamnă să recunoaștem că am fost morți în fără de lege noastre și acum suntem vii împreună cu Hristos. Pentru că Hristos, dragilor, a venit să aducă în mod special, nu un sistem de învățături. Nu să avem noi un sistem de învățături. Este bună învățătura, dar Iisus Hristos a venit să aducă viață și să avem viață din belșug. Slavă Lui în veci! Dacă nu credeți că Dumnezeu a venit să aducă viață, dacă nu credeți că Dumnezeu a vrut să aducă viață din belșug, uitați-vă la cei 5 oameni din fața noastră. Iisus Hristos, Domnul, a dat viață din belșug acestor oameni prin Hristos Iisus.
Și nouă Domnul Hristos ne-a dat viață din belșug. De aceea suntem în dimineața aceasta aici. Dragilor, când ne uităm în Scriptură, cercetarea Scripturii este de mare importanță. Dar fără Hristos, fără primirea Lui ca persoană în viața noastră, nu folosește la nimic. De aceea, toate învățăturile Scripturii sunt cuprinse în Iisus Hristos Domnul. Vechiul Testament vorbește despre Hristos, Noul Testament vorbește despre Hristos și ne spune Coloseni 2:6, astfel dar după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El. Ne cheamă Dumnezeu în dimineața aceasta, dragilor, să înțelegem că El Hristos, numai când ne cheamă să umblăm în El și prin El, pentru că ni s-a ridicat întrebarea rațională, Dumnezeu pe mine mă cheamă să trăiesc în El și prin El. Dar care sunt mijloacele care mă pot ajuta pe mine să trăiesc în Hristos și prin Hristos ca să fiu biruitor? Și răspunsul nu-l avem la oameni, ci l-avem tot în Scriptură. Și uitați ce spune Biblia. Primul mijloc care îți poți ajunge să umblu în El este acesta. Înrădăcinat și zidit în trupul Său, biserica. De astăzi înainte, dragilor, voi nu mai sunteți singuri. Pentru că pe voi m-a mântuit Hristos. Pentru că noi ne-am mântuit Hristos și ne-a adus Hristos din lumea aceasta singuratică, din lumea aceasta întunecată, la o lume a luminii, la o lume a trupului Hristos. Și eu ca să umblu în Hristos am nevoie să fiu înrădăcinat, să fiu zidit în trupul lui Hristos, biserica. De acum înainte vor trebui să înțelegeți că Hristos este capul, iar voi sunteți parte a bisericii Râul Sfânt, care este o parte din trupul universal lui Iisus Hristos. Voi nu mai sunteți singuri, voi sunteți în trupul lui Hristos și dacă vrei să fii biruitor, n-ai cum să fii de unul singur. Biruitor poți să fii împreună cu frații și surorile tale în Iisus Hristos Domnul, lăudat să fie El. Nimeni nu se duce la luptă de unul singur. Fiecare când ne uităm în Scriptură vedem că oamenii lui Dumnezeu și-au adunat alți oameni lângă ei. Să nu fii singurat niciodată. Umblați cu Hristos împreună cu biserica Lui. Pentru că doar așa putem avea putere. Sfântul Ioan Gură de Aur, tălmăcind acest verset din Coloseni 2:6, spune la un moment dat, înrădăcinați, adică înțepeniți bine, nu câteodată, abătându-vă pe altă cale, că cel Hristos este înrădăcinat în Dumnezeu și nu se poate strămuta din loc. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu și ne spune omului Dumnezeu că noi ar trebui să ne zidim cu Hristos în biserica Lui. Pentru că atunci când bat vânturile, atunci când vine ploaia, atunci când vine furtuna, cu Iisus Hristos în corabie, chiar dacă ți se pare că doarme, El doarme, spune Biblia. Știți unde? La căpătuiul corabiei. Pentru că cel care conduce biserica este unul singur, Iisus Hristos Domnul. Iar noi când stăm în biserică, ar trebui să înțelegem că manifestarea puterii lui Dumnezeu este făcută prin oameni. Și voi sunteți oameni ai lui Dumnezeu, care formați biserica lui Dumnezeu. Înrădăcinați-vă. Expresia aceasta, înrădăcinați și zidiți în El, dar arată rolul central al lui Hristos, de mijlocitor între Dumnezeu și ființele umane. Pentru că nicio tradiție omenească nu poate diminua lucrarea completă a lui Dumnezeu în Hristos și prin Hristos. Iisus Hristos Domnul este nădejdea noastră. Încredeți-vă în El, înrădăcinați-vă în El și în biserica Lui. Ieremia 17:7 spune, binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci El este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcine spre râu. Nu se teme nici de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod. Dacă ești înrădăcinat în Hristos, vei fi un om plin de puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne rădăcinăm în Hristos prin biserica Lui. Tot în versetul acesta mai este o sintagmă, întăriți prin credință. Înrădăcinat în biserica lui Dumnezeu și următorul pas, întărit prin credință, spune Biblia. Noi nu putem umbla prin Hristos și în Hristos atâta vreme cât noi nu rămânem credincioși lui Dumnezeu. În Vinerea Mare, Iisus Hristos Domnul are o discuție cu ucenicii. Și se uită la un moment dat la Simon Petru și îi spune, Simone, Simone, Satan a cerut să vă cearnă. Dar eu m-am rugat ca să nu se piardă credința. În dimineața aceasta, ai tu credință? În dimineața asta ți-ai pierdut credința? Îți spune Dumnezeu în dimineața aceasta, întărește-te prin credință. Pentru că cel care odinioară a fost îngropat în repezeală, că venea sabatul, astăzi este viu în vece vecilor. Și El este singurul care poate da credința. Întărește-te în credința aceasta. Că Cel care a promis că va duce la îndeplinire planul cu privire la tine, la dumneavoastră,
o va duce până la capăt. Filipeni 1:6 spune în felul următor: acela care a promis și acela care a început un plan deosebit cu voi în dimineața asta și cu mulți alții de aici în trecut, El, Dumnezeu, va duce planul acesta la îndeplinire până în ziua venirii lui Iisus Hristos, Domnul. Întăriți-vă cuvintele acestea, lăudați să fie El. Întăriți-vă în credință, pentru că Iisus Hristos, Domnul, este viu. Și mai spune ceva aici în versetul acesta. Nu numai că trebuie să te întărești, ci sporește în ea. A umblat cu Iisus Hristos în lume și a umblat prin Hristos. Ai nevoie să perseverezi. Sporește în ea. Spune cuvântul lui Dumnezeu pentru una din biserici în Apocalipsă. În Apocalipsă spune: eu știu faptele ta. Știu. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut dragostea din tine. Pocăiește-te, spune Biblia, și întoarce-te la faptele din tine. Pentru, dragul, sporirea în Hristos și prin Hristos înseamnă să-L iubesc pe Domnul Dumnezeu, cum s-a citit în dimineață, pe Domnul Dumnezeu meu cu toată inima mea, cu tot cugetul meu, cu tot sufletul meu și pe aproapele meu ca pe mine însumi. Sporirea în credință înseamnă că în fiecare să-L iubesc mai mult pe Dumnezeu, în fiecare să mă încred mai mult în Dumnezeu, în fiecare să iubesc pe cei pierduți mai mult, pe cei de lângă noi mai mulți și mai mult, să iubesc biserica Lui și mai mult. Și sporind în această credință, faptele mele din tâi vor fi mici până lângă faptele mele de pe urmă. Pentru că credința în Iisus Hristos, dragostea pentru Hristos, va spori. Și prin puterea Duhului Sfânt, Dumnezeu poate face minuni, Dumnezeu poate face ridicări și Dumnezeu poate ridica oameni destoinici în biserica asta pentru orice lucrare bună. Smoriți în credința lui Hristos și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Pentru că, dragilor, Efeseni 4:15 ne spune: noi, credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel care este capul, și anume la Iisus Hristos, Domnul. Unde ne-am pornit noi în lumea aceasta? Cântăm noi o cântare: eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos, țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Dacă cumva ai crezut că viața ta se va termina într-un mormânt, într-o groapă de 2 metri, sau în 4 scânduri, proverbul românesc, îți spun în dimineața aceasta, tu nu ești creat de Dumnezeu să fii trecător, ci tu ești creat de Dumnezeu să fii veșnic. Tu nu ești creat de Dumnezeu să fii trecător, ci te-ai creat de Dumnezeu să fii veșnic. Și argumentez aceasta tot cu Scriptura. Știți ce spune Pavel? Chiar dacă trupul de afară se trece, omul din lăuntru se noiește din zi în zi mai mult, slăvit să fie Iisus. Și spune cuvântul lui Dumnezeu prin Sfântul Apostol Pavel în Corinteni: Duhul lui Dumnezeu, care l-a înviat pe Iisus Hristos, tot așa vă va învia și pe voi în ziua de apoi. Lăudați să fie Domnul! Ești creat să fii veșnic, trăiește așa cum trebuie, cu Hristos și în Hristos. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Mi-aduc aminte, citam la un moment dat într-o carte despre lagărul de concentrare de la Auschwitz. Și erau acolo foarte mulți oameni și ei aveau acolo cumva un obicei care din când în când să scoată pe cei care încă mai erau în viață în lagărul de concentrare și din acei mulți să scoată câțiva în fața plutonului de execuție și să execute. Și la un moment dat, într-o dimineață, a scos pe cei care erau acolo încă vii și din acea mulțime a adus câțiva oameni înainte ca să fie executați în dimineața aceea. Printre acei oameni era un tânăr. Se zvonea în vremea aceea că războiul este pe final. Și spune cartea aceasta că acolo era un tânăr care plângea, care avea familia acasă și știa că războiul era gata să se termine. În cealaltă gloată, care urmau să fie executați mai târziu, era acolo un preot romano-catolic. Și în general romano-catolici, preoții romano-catolici sau catolici în vremurile trecute nu erau căsătoriți. Și astăzi mai sunt unii. Și la un moment dat face un pas omul acesta în față, care era și bătrân, și spune colonelul de acolo: dați-mi voie, vă rog frumos, să mor pentru cel care plânge, pentru tânărul de acolo. Și s-a dat voie. Dar înainte să fie executat, spune la un moment dat bătrânul acesta: dați-mi voie înainte să mor să-i spun ceva acelui tânăr. Și se apropie de el și spune în felul următor: ai grijă să trăiești în așa fel încât moartea mea să nu fie degeaba. Știți ce spune Hristos pentru voi astăzi și pentru noi toți? Aveți grijă cum trăiți, să trăiți în așa fel încât moartea mea pe cruce să nu fie degeaba. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Sfântul Apostol Pavel, dragul credincios până la capăt, ne mai spune dimineața aceasta numai să trăim în Hristos și prin Hristos. Ne mai spune ceva: nu fi naiv și credul,
cercetează și ia seama. Nu fi naiv și credul, cercetează și ia seama. Versetul 8 și 10, 8 la 10. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă după datinea oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Căci în El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Ne cheamă Dumnezeu astăzi să înțelegem că noi nu trebuie să fim naivi. Noi trebuie să cercetăm Scripturile, să o credem și apoi să trăim în consecință. Dumnezeu nu ne cheamă pe noi în vremea aceasta să fim oameni care să credem și să nu cercetăm, nici pe departe. Nicolae Steinhardt în Jurnalul Fericirii spunea la un moment dat, în temnițele din comuniste, spunea că Dumnezeu nu ne-a chemat pe noi niciodată să fim naivi, nu ne-a chemat niciodată să fim inculți, nu ne-a chemat niciodată să fim slab pregătiți din punct de vedere intelectual, dar întotdeauna ne-a chemat Dumnezeu să fim oameni care să iubim. Pe Dumnezeu nu ne-a chemat pe noi să fim oameni mici, ci Dumnezeu ne-a chemat pe noi să gândim, să fim oameni care să citim cuvântul lui Dumnezeu, să-L studiem, să cerem lumină de la Dumnezeu, să-L credem și să-L împlinim în viețile noastre în numele lui Iisus Hristos. De acum încolo, să nu credeți tot ce vine spre voi, să citiți cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi, în fiecare moment, să cereți de la Dumnezeu lumină, să aveți mentor lângă voi, să aveți oameni lângă voi, să aveți oameni care sunt maturi în Scriptură și maturi spiritual să vă învețe, dar să nu credeți orice învățătură care vine spre voi, ci să cercetați cuvântul lui Dumnezeu, să studiați cuvântul lui Dumnezeu, să aveți încredere în cuvântul lui Dumnezeu și să trăiți cuvântul lui Dumnezeu, că așa veți fi biruitori în numele lui Iisus Hristos, slăviți să fie El! Biserica lui Dumnezeu nu este o biserică așa cum crede societatea, filozofia societății, paria societății, marginea societății. Nu! Biserica lui Dumnezeu este centrul societății în numele lui Iisus Hristos. Ați observat că în România, în fiecare sat sau în fiecare oraș, biserica nu e construită la marginea orașului, ci construită în centru, pentru că centrul universului este Iisus Hristos Domnul. Și ne spune Dumnezeu să nu vă lăsați furați de filozofia lumii. Filozofia doar înseamnă iubire de înțelepciune, iubire de cunoștință. Îi bună, dar filozofia lumii nu-L are pe Dumnezeu în el. Iubirea de înțelepciune, iubirea de cunoștință cu Dumnezeu în ea te face puternic, te face un om să cercetezi Biblia, te face un om care să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, te face un om care prin care Dumnezeu te luminează. Dumnezeu te cheamă astăzi să înțelegi. Dacă vrei să fii înțelept în viața aceasta, să nu fii naiv, să nu fii credul, să nu te clatimi încolo și încoace, să nu te duci în stânga când spune cineva, să nu te duci în dreapta când spune altcineva, ci să fii ancorat în dreptarul învățăturii care este Iisus Hristos Domnul. Și ce spune Biblia? Dacă vreți să fiți înțelepți, teme-te de Domnul, pentru că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Glorificat să fie Iisus! Biserica lui Dumnezeu trebuie să adere la filozofia cerului, iar filozofia cerului îl are în centru pe Iisus Hristos Domnul. Nu l-are în centru nici pe Kant, nu l-are în centru nici măcar pe Sofocle, nu l-are în centru pe niciun filozof, ci l-are în centru pe Iisus Hristos Domnul, glorificat să fie El. Nu fiți naivi. Satana se preface până și în Înger de lumină. Așa cum există învățătură corectă, există și învățătură falsă. Așa cum există bani buni, bani adevărați, există și bani falși. Ne cheamă Dumnezeu, luați seama, cercetați Scripturile, căci în ele socotiți că aveți viață veșnică. Și tocmai ele, spune Biblia, mărturisesc nu despre un om, ci despre Cel care a înviat și este singurul care a înviat dintre cei morți. Iisus Hristos, Domnul, lăudat să fie El. Așa cum toate lucrurile au o imitație, dragilor. Și Satana imită pe Dumnezeu. Să nu vă lăsați furați de filozofia oamenilor. Dar ne mai spune ceva Pavel, să nu vă lăsați furați nici de datina oamenilor, nici de tradițiile oamenilor, nici de ceea ce cred oamenii, nici de încredințările oamenilor. Dragilor, orice încredințare, orice învățătură, orice idee, orice vine spre noi, ar trebui să o filtrăm prin cuvântul lui Dumnezeu. Amin. 2 Timotei 3:16 spune, toată Scriptura, nu doar o parte, toată Scriptura, și Numeri și Cronici, și genealogia lui Iisus, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune.
pentru ca omul lui Dumnezeu, dumneavoastră toți de aici, să fie destoinici pentru orice lucrare bună. Lăudat să fie Iisus! Avem cea mai puternică carte din univers, cuvântul lui Dumnezeu, că pentru care s-au luptat mii de oameni, milioane de oameni să o distrugă, dar n-a distrus-o, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Ioan 1:1 spune, la început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul era cu Dumnezeu, glorificat să fie Iisus. Dragilor, nu vă lăsați furați de datina oamenilor, cercetați totul în lumina cuvântului lui Dumnezeu și veți fi oameni puternici, oameni biruitori, oameni cu Hristos în dumneavoastră, oameni care veți merge mai departe și oameni care veți face cinste Dumnezeului celui viu și oameni în care se vor împlini, se va împlini psalmul care spune, când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acopere cu binecuvintori. Ei merg din putere în putere când se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Ion, lăudat să fie Iisus. Asta este temelia Scripturii și ne cheamă Dumnezeu să avem grijă, să nu ne pierdem în datinea oamenilor. Karl Barth spunea la un moment dat că religia este una, creștinismul este alta. Creștinismul spunea la un moment dat el despre că are în centru pe cineva, religia are în centru pe altcineva. Și spunea Karl Barth că religia are în centru oamenii, bisericile, timpul limitat, ritualurile, datinile omenești. În schimb, creștinismul adevărat și viu îl are în centru pentru pe cel care a instaurat creștinismul, Iisus Hristos Domnul, lăudat să fie El. Dumnezeu ne-a unit într-o biserică, dăm laudă lui Dumnezeu. Dăm laudă lui Dumnezeu. Veniți la biserică, închinați-vă înaintea lui Dumnezeu. Stați împărtășiți unii cu alții. Chemați puterea lui Dumnezeu, chemați splendoarea lui Dumnezeu, chemați înțelepciunea lui Dumnezeu. Dar să nu uitați niciodată că ar trebui să fim ca oamenii din Berea. Oamenii din Berea aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Și ei când l-ascultau pe Pavel, nu-l credeau, ci mergeau acasă și deschideau Scriptura să vadă că ceea ce li s-a spus este corect. Și Pavel spunea ce e corect, că era înștiințat de Duhul lui Dumnezeu, insuflat de Duhul lui Dumnezeu. Și oamenii ăștia, bazați pe ceea ce era scris, mergeau înainte și spuneau, Iisus Hristos este Domnul și eu demonstrez asta prin viața mea. Și orice furtună ar veni, orice val ar veni, nu te poate da nici în stânga, nici în dreapta. Dragilor, avem un exemplu puternic aici a nu fi naiv și a nu crede tot ce vine spre noi, ci ar trebui să ne bazăm pe Hristos ca să fim credincioși până la capăt. Iisus Hristos, Domnul, spune Biblia că după botez a fost dus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit. Fiecare dintre noi suntem ispitiți în fiecare zi. Dar când Iisus Hristos, Domnul, s-a întâlnit cu Satana, nu spune cuvântul lui Dumnezeu că Hristos i-a spus, știi cine sunt eu? Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Știa Satana că e Fiul lui Dumnezeu. Dar s-a uitat la Satana și a spus, este scris. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că nu va trece nimic din lumea aceasta până nu s-a împlinit fiecare cuvânt. Dar mai spune ceva. Cerurile și pământul vor trece, dar cuvântul meu va rămâne în veci, pentru că cuvântul este Iisus Hristos, Domnul, lăudat să fie El. Și ultimul lucru care învățăm în dimineața aceasta, dragilor, ca să fim credincioși până la capăt, să nu uitați niciodată, voi care încheiați să aveți un legământ cu Dumnezeu astăzi și dumneavoastră, cei care sunteți aici, ați încheiat legământ cu Dumnezeu sau care veți încheia legământul cu Dumnezeu în viitor, datorită mântuirii Lui, să nu uitați, ești pus deoparte prin Hristos pentru înviere și viața veșnică. Nu mai citesc versetele la 11 la 15. Ai fost pus deoparte de Hristos prin jertfa de la Golgota. Spune cu alte cuvinte Pavel, omule bun, tu ești pus deoparte de Hristos datorită efectului crucii sale și învierii sale. De unul singur nu puteai să-ți ierți păcatul. De unul singur nu puteam să-mi ierți păcatul. Dar pentru că Iisus Hristos Domnul a murit și a înviat, efectul învierii, efectul morții Lui, efectul înălțării Lui Iisus Hristos, efectul coborârii Duhului Sfânt în noi, în viața noastră și cu noi, ne face pe noi să fim așezați în această stare de har, în această rânduială a Lui Dumnezeu, să fim socotiți vrednici de împărăția Lui, să fim socotiți neprihăniți. Satana vrea să spună nu ești bun, Satana vrea să spună nu poți, Satana vrea să spună nu vei ajunge în cer, dar Iisus Hristos îți spune în felul următor, tu ai încredere în mine, pentru că eu, Iisus Hristos, Domnul, am biruit moartea și boldul morții, lăudat să fie El! Moartea și boldul morții, dragilor, nimic de ce ai făcut de mâna omenească nu poate aduce mântuire. Eu nu pot aduce mântuire nimănui dintre dumneavoastră. Fecioara Maria nu poate aduce mântuire nimănui dintre noi. Sfinții nu pot aduce mântuire niciunui dintre noi. Pentru că însuși ei au avut nevoie de mântuire, lăudat să fie Iisus!
Iisus Hristos Domnul este singurul care aduce mântuire, dragilor. Și atunci înțelegem, ești pus deoparte prin Hristos pentru înviere și viața veșnică. Să nu cumva să crezi în lumea aceasta că Hristos Domnul te-a părăsit, că Hristos Domnul mai e lângă tine. Satana întotdeauna va aduce aminte trecutul, dar tu să spui, pentru că de asta avem nevoie să citim cuvântul lui Dumnezeu, avem nevoie să studiem cuvântul lui Dumnezeu. Când vine ispita, când vine Satana, când vine încercarea, tu să spui, diavole, pleacă de la mine, în numele lui Iisus Hristos, promisiunile lui Dumnezeu sunt da și amin. Spune Pavel la un moment dat că în Iisus Hristos toate promisiunile sunt da și amin, lăudat să fie El. Dacă Hristos a spus, te-am mântuit din felul deșert de viețuire, apoi Iisus Hristos Domnul te-a mântuit, ține-te strâns legat de promisiunea Lui și prin Duhul lui Dumnezeu, prin smerenie, sfințenie și pocăință, mergi mai departe făcând fiind credincios până la capăt, pentru că tu și eu, dumneavoastră, suntem sortiți împărăției lui Dumnezeu, suntem puși deoparte pentru Dumnezeu, suntem pentru viața veșnică. Spune Petru la un moment dat, voi sunteți o seminție aleasă, un neam sfânt pe care Iisus Hristos Domnul l-a câștigat să fie al Lui, glorie celui înviat. Și ăștia suntem noi. Sunteți o seminție aleasă. Să nu credeți că sunteți nimic în lumea aceasta. Sunteți o seminție aleasă. Spune Galateni 3:27, toți care au fost botezați prin Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Și va veni o vreme când Iisus Hristos Domnul spune Biblia, că ne va transforma și vom fi asemenea cu ei. În dimineața aceasta, mă rog din toată inima, Doamne, transformă inimile noastre și pune în noi această putere să înțelegem că noi prin Tine suntem mai mult decât biruitori. Prin Tine suntem mai mult decât biruitori. Credincioși, dragilor, până la capăt, dar să nu uitați niciodată, mergeți cu Hristos pe drum, cu Hristos alături, călător la drum. Noi suntem peregrini prin lumea aceasta, dar ascultați-mă. Spune Biblia, Domnul este păstorul meu și nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățește pe cărări drepte. Și uitați ce spune următorul verset. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, eu nu mă tem de niciun rău. Pentru că Iisus Hristos este cu mine, lăudat să fie El. Dacă umbli prin valea umbrei morții, într-un fel sau altul, ascultă-mă bine ce spun. Dumnezeu nu te va părăsi niciodată, e acolo. E acolo. Dumnezeu este acolo. Umblă cu Hristos și prin Hristos. Dar nu uita, dacă vrei să fii credincios până la capăt, nu fi naiv. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia asta, când Moise moare și Iosua rămâne singur, unul din cei mai mari generali pe care i-a avut Israelul. Știți ce e foarte interesant? Că primește de la Dumnezeu o învățătură și spune, cartea aceasta lege să nu se depărteze de gura ta. Cugetă zi și noapte la ea și caută să împlinești tot ce este scris în ea. Și așa vei izbândi în toate lucrurile, lăudați să fie Domnul. Nu fiți naivi și creduli de orice învățătură. Cercetați Scriptura, că cine le găsiți, că aveți viață veșnică și tocmai ele mărturisesc pe Hristos. Și în ultimul lucru, dacă vreți să mergeți cu Hristos, să fiți credincioși până la capăt, împreună cu noi, împreună, încredințați-vă și împuterniciți-vă în această învățătură cristică. Sunteți sortiți, aleși și puși deoparte pentru împărăția lui Dumnezeu. A Lui să fie toată gloria, a Lui să fie toată slava și a Lui să fie toată puterea în vecii vecilor. Amin.